Lovitura de începere a meciului dintre Steaua și Unirea Deji din etapa 13 a fost dată de marea legendă a Stelei, Marcel Răducanu. Steaua a câștigat cu 2-0 prin golurile marcate de Adi Popa și Rare Șenceanu și și-a consolidat prima poziție în fruntea ligii a doua. Felicitări pentru victorie. Cum a fost meciul din teren? Un meci foarte greu. O primă repriză care vrem să o uităm cât mai repede. Și cred că noi suntem cei care am jucat în a doua, adică a derata fața noastră, pentru că am pus presiune, am avut posesia prima, nu știu ce s-a întâmplat, am discutat la pauză. Mă bucur că am fost maturi și am regat greșelile pe care le-am făcut în prima, nu le-am mai repetat și am câștigat 2-0. Clar, consider eu a doua repriză. Și ne-am distanțat pe primul loc, acolo unde ne este locul. A fost un meci de 6 puncte? Categoric, pentru că, na, cum spunem noi la fotbal, le-am dat în cap lor și ne-am distanțat de ei. Avem acum distanță de locul 2-4 puncte și, cum se spune, ne mai permitem un pas greșit, dar sper să nu se întâmple. 2-0 e mai aproape de realitatea din teren? În prima repriză nu prea ne-am găsit ritmul, a doua repriză am intrat mai motivați de la pauză și s-a văzut o schimbare în jocul nostru. Marcăm destul de greu, de multe ori doar în repriza a doua. Ce crezi tu că nu merge? Toate echipele care vin să joace cu noi își dau viața, cum se spune la noi la fotbal. Toți vor să ne încurce. Suntem echipa de pe primul loc, suntem cea mai titrată echipă din România și e normal să joace toată lumea așa cu noi. Trebuie să ne mobilizăm mai de 2 ori mai mult ca ei și să învingem. Este greu, dar trebuie să ne respectăm blazonul. Urmează meciul în deplasare cu Chiajna. La ce să ne așteptăm? Trebuie să mergem acolo să câștigăm. Asta trebuie să facem, să uităm prima repriză, să luăm ce a fost bun din a doua repriză și să mergem să luăm cele 3 puncte.